o platformă parlamentară europeană pe care împreună cu doamna Rebecca Harms am onoarea să o conducem pentru moment în calitate de doi copreședinți. Vreau să vă spun că ședința Biroului Permanent a organului de conducere a adunării parlamentare are loc pentru prima oară în Republica Moldova în ultimii 5-6 ani de zi. Se desfășoară la Chișinău, deoarece Parlamentul Republicii Moldova deține funcția de copreședinte a acestui important forum parlamentar. Forum parlamentar care unește parlamentele din așa țări ca Ucraina, Moldova, Georgia, Azerbaijan, Armenia, pe de o parte, și reprezentanții Parlamentului European, pe de altă parte, incluzând reprezentanții tuturor grupurilor politice. Din deciziile, subiectele care s-au discutat și deciziile de bază care au fost adoptate în cadrul biroului astăzi, aș pune în evidență trei. Întâi de toate, biroul a decis, la inițiativa președinției moldovenești, să fie instituit un grup de lucru care să reunească trei țări care au semnat acordurile de asociere cu Uniunea Europeană. Ucraina, Moldova, Georgia. Este o nouă platformă care va începe să lucreze după ședința de astăzi a Biroului Permanent la Chișinău și este menită să ofere noi posibilități de coordonare și elaborări de poziții comune la nivelul celor trei țări care au semnat acordurile de asociere. Lucrul ăsta cu siguranță o să aducă mai multă eficiență în dialogul nostru cu Uniunea Europeană în contextul implementării prevederilor acordului de asociere. Doi la mână, astăzi domnul Pirca Tapiola ne-a informat despre mersul pregătirilor pentru summitul Parteneriatul Estic care o să aibă locul în noiembrie la Bruxelles. La fel am decis că împreună cu doamna Rebecca Harms și probabil cu șefii delegațiilor naționale vom fi invitați să participăm și să ținem discursuri în cadrul summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles. O oportunitate deosebită pentru a promova interesele acestei zone geografice și implicit a Republicii Moldova. Și al treilea punct la număr, de aici în câteva săptămâni împreună cu colega Rebecca Harms vom participa la summitul ministerial de la Luxemburg. Am în vedere ședința miniștrilor de externe a tuturor statelor membre a Uniunii Europene și miniștrilor de externe din țările parteneri estici, în cadrul căreia vom atrage atenția la prioritățile, așa cum ele sunt văzute de către adunarea parlamentară Euronest, în contextul dezvoltării ulterioare a relațiilor dintre statele membre acestei formațiuni, pe de o parte, și Uniunea Europeană pe de altă parte. Alte subiecte sau alte accente o să rog pe doamna Rebecca Harms, colega și prietena mea, copreședintele din partea Parlamentului European. I took over together with Marian Lupu in January the chair positions of the Euronest Parliamentary Assembly, and I did it because I wanted to strengthen the relations of the European Union with all the countries in our eastern neighborhood. În luna ianuarie am preluat împreună cu domnul Lupu, am preluat funcția de copreședinți ai adunării parlamentare Euronest și am făcut acest lucru deoarece am dorit să consolidăm relațiile între țările parteneriatului estic. So if we look around in the world for all Europeans, be it in the European Union or in the neighborhood of the European Union, like in the association countries, for all of us, it should be of major interest to stabilize the situation on this continent facing wars, internal wars and civil wars around the European Union. I think what we can develop with the Euronest can really contribute to better situation and better development in Europe. Privind la europenii din toată lumea, fie că sunt din Uniunea Europeană sau din vecinătatea Europei, mă gândesc că ar trebui să contribuim la stabilizarea situației din această regiune unde țările se confruntă cu fie cu războaie interne sau cu războaie civile și trebuie să ne aducem contribuția noastră în acest sens. And while preparing the summit on the Eastern Partnership countries,
I think for all of us it's quite clear that the development ahead is decisive. În cursul pregătirilor pentru summitul parteneriatului estic, ne dăm seama cât de decisivă este colaborarea noastră. So, but with the association agreements with three of the countries of Euronest and the European Union and with the Euronest context, we are prepared to really tackle the challenges around us. Având în vedere faptul că trei dintre țările APE Euronest au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și având în vedere contextul Euronestului, cred că suntem gata să abordăm aceste provocări. And we are not only working on the very big geostrategic issues in our context, we are also facing concrete issues. We had today in Euronest meetings also two working groups to meet here in Moldova, and we worked, for example, on a very important issue for the region on energy and sustainable energy development. We worked on youth unemployment and how to tackle it, and it's very good to have this exchange in the Euronest Assembly. Deci, în contextul Euronestului, nu ne ocupăm doar de probleme majore geopolitice, ci și de lucruri concrete. Am avut două grupuri de lucru astăzi care s-au concentrat pe dezvoltarea energetică și energia durabilă și, de asemenea, pe problema șomajului în rândul tinerilor. De aceea este importantă și în acest sens contribuția noastră. And personally, I would also like to add that I was a bit curious how it would be this visit in Moldova, since there were some new political internal developments and issues about orientations in between East and West. And I found myself as well welcomed as during any visit before. And thank to Marian and all colleagues from Moldova for a very nice pro-European accommodation. Even I found on these old and very nice cars presented to us this morning when I arrived the European flag, and I loved Să fiu sinceră, eram foarte curioasă cum va decurge vizita mea, deoarece eram la curent cu evoluțiile noi din țară în privința orientărilor fie spre est sau spre vest, dar m-am simțit binevenită și le mulțumesc colegilor mei și domnului Lupu pentru această întâmpinare pro-europeană și am fost foarte mulțumită să văd că și pe mașinile de epocă prezentate astăzi am găsit drapelul Uniunii Europene și m-am simțit foarte bine.